Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul Tutoriale Gratuite. În acest video vom vorbi de nou despre YouTube, despre veniturile de pe YouTube și despre YouTube în general. Vom analiza puțin situația canalului Tutoriale Gratuite, ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă pe acest canal și care sunt planurile mele de viitor cu acest canal, cu canalul Tutoriale Gratuite. Deci, dacă vă plac astfel de videouri în care vorbim despre YouTube, despre bani de pe YouTube și așa mai departe, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe ca să ne apropiem cât mai rapid de 200.000 de abonați. Înainte de a trece totuși la videoul nostru, un scurt mesaj de la partenerii noștri VIP ACDKey. Acest video este sponsorizat de site-ul VIP ACDKey. Pe acest site puteți găsi cheie oficială pentru Steam, Origin, Uplay și Xbox. Puteți cumpăra Windows 10 Pro pentru doar $16 folosind cuponul de reducere TIG12 pentru 25% reducere în promoția de primăvară. Procesul de activare a licenței este simplu și puteți activa și Windows 11 folosind o licență de Windows 10. Folosind cuponul TIG12 puteți cumpăra și Office 2019 la un preț redus cu 25%. Toate linkurile vor fi în descriere. Haideți să trecem la video. Deci, după cum vă ziceam, în acest video vorbim despre YouTube, venituri de pe YouTube și alte chestii, alte informații interesante care pe mulți dintre voi v-ar putea interesa. Deci, bineînțeles, începem cu începutul, vorbim puțin despre canal și apoi trecem și vorbim despre fiecare subiect despre care am vrut să vorbesc în acest video. Bineînțeles că pentru acest clip sunt în studioul YouTube și observați că am schimbat și poziția webcam-ului ca să nu dispară anumite informații de pe ecran și să puteți vedea totul, pentru că știți că eu sunt foarte transparent, în special cu veniturile de pe YouTube, pentru că oricum nu sunt niște sume mari sau ceva de genul acesta ca să fie ceva wow. Acum, știu că titlul este câți bani am făcut în ultimul an, practic, cu număr de milioane de vizualizări. Nici eu nu știu încă câte milioane de vizualizări am avut anul trecut și câți bani am făcut. Deci o să fie o mică surpriză și pentru mine, de aceea am ales să fac acest clip fără să mă uit înainte la aceste numere. Însă ce vreau să spun, vreau să vă dau un pic de context, pentru că poate ați văzut și voi că în ultima perioadă sau în ultimele luni canalul a avut o scădere destul de mare în activitate. Bineînțeles, o mare parte din vină o am și eu, pentru că am postat mult mai rar și mi-asum chestia asta, dar vreau să vă zic un principal factor care a determinat scăderea asta treptată undeva din luna iulie a anului trecut. Ei bine, în luna iulie a anului trecut, cei care urmăriți acest canal de mai mult timp știți că am luat un strike și, ei bine, acel strike a avut un efect neașteptat asupra canalului meu. N-am mai putut posta o săptămână și după perioada asta, efectiv, canalul a fost într-o continuă scădere. Ceea ce am observat eu și am analizat de-a lungul timpului este că YouTube-ul, într-adevăr, nu prea mai recomandă clipurile mele, în sensul că cei mai mulți dintre cei care se uită sunt oameni care ori intră pe canalul meu de YouTube să vadă dacă am mai postat, ori din notificări. Nu se mai recomandă videoclipurile mele pe YouTube și cumva asta e din cauza că probabil am intrat cumva pe lista neagră YouTube-ului din cauza că am avut acel strike. Habar nu am. Deci ca un mic sfat pentru cei care faceți YouTube, faceți tot posibilul, încercați să nu încălcați regulile comunității, să nu încălcați reguli de copyright, pentru că un strike este ceva destul de nasol și vă poate aduce canalul într-o stare nu tocmai bună. Ei bine, acum poate vă întrebați mie, păi și ce vei face, ce planuri ai? Planul meu este să continui să postez, să încerc să aduc content cât mai interesant, calitativ și vom vedea ce va fi. Poate într-un final vom reuși să revenim pe făgașul obișnuit al canalului, să zic așa, dar dacă nu, bineînțeles că avem și alte alternative. Pentru cei care nu știți, am și un canal în engleză care merge foarte bine în ultima perioadă. Mă ocup și de acel canal, postez chiar mai des acolo decât pe tutoriale gratuite, dar bineînțeles că nu mă las de canalul tutoriale gratuite, încerc în continuare să postez. De aceea, prin această mică paranteză, vreau să vă rog cât mai multe idei de videouri, pentru că într-adevăr sunt într-o oarecare pană de idei, să zic în ghilimele, pentru că aș vrea să aduc și alt tip de content, ceva mai interesant poate, și de ce nu, poate vom face multe clipuri interesante din cele pe care voi le sugerați în comentarii. Bun, deci gata cu vorbăria, hai să trecem puțin la numere, să vedem aici exact tot ceea ce s-a întâmplat. În primul rând vreau să ne uităm câți bani am făcut acum 2 ani din YouTube și câte vizualizări și bineînțeles că apoi vom face o paralelă cu anul trecut, adică ne vom uita prima oară la 2020 și apoi facem o paralelă cu anul 2021, anul pentru care cei mai mulți dintre voi ați dat click pe acest video. Deci hai să mergem aici să filtrăm, dăm pe personalizat și vom selecta o perioadă de genul acesta, 1 ianuarie 2020 și apoi alegem 31 a 12 a 2020, practic, și dăm pe aplică și hai să vedem câți bani am făcut în anul 2020. În anul 2020, după cum vedeți, am avut un RPM de 0.55, adică atât a plătit efectiv YouTube-ul pe fiecare 1000 de vizualizări monetizabile și a făcut undeva pe la $4066. Super tare. O să vă las un link în descriere către clipul pe care l-am făcut anul trecut, în care am vorbit exact câți bani am făcut în fiecare an de când sunt eu monetizat pe YouTube, deci clipul ăla poate v-ar interesa, însă noi în acest video ne uităm doar în 2020 și în 2021. Și haideți totuși să vedem câte vizualizări am avut în anul 2020. Vedeți, am avut 7,4 milioane de vizualizări efectiv și 72,7 milioane de afișări. Asta înseamnă că efectiv miniaturile sau clipurile noastre au fost sugerate de cel puțin 72 de milioane de ori, cel puțin de atâtea ori au văzut persoanele contentul meu, chiar dacă nu au dat click pe el, ca să se facă o vizualizare garantată. Acum, ca mic spoiler pentru anul 2021, fără să mă fi uitat dinainte la numere, pot să vă zic că numerele astea 100% au scăzut foarte
foarte mult în anul 2021. Acum sunt foarte curios cât au scăzut, deci rețineți 4066, vizualizări 7,4 milioane în 2020. Haideți să ne uităm în 2021. Efectiv doar schimbăm de aici niște mici numere și haideți să vedem. Avem 1 ianuarie 2021 până în 31 decembrie 2021. Ăsta e momentul pentru care ați intrat probabil pe acest video. Dăm pe aplică și haideți să vedem. Ok, sincer să fiu, nu mă așteptam la treaba asta. What? Deci, aparent, am făcut mai mult decât în anul 2020. $5,200. Wow, $5,286 chiar. Hai să vedem cu câte vizualizări. Chiar sunt foarte curios. Mergem la acoperire și după cum observați, cu cel puțin 2 milioane de vizualizări mai puțin, am făcut cu aproximativ $1,200 mai mult. Asta ce înseamnă până la urmă? Înseamnă că nu contează atât de mult numărul de vizualizări, ci mai mult contează RPM-ul. Ați văzut că în acel an am avut RPM-ul undeva pe la 0,80 și ceva, dacă nu mă înșel, și anul 2021 am avut un RPM de $0,97 la 1000 de vizualizări, ceea ce a fost un RPM mult mai bun, deci și cu mai puține vizualizări, automat a venit un venit un pic mai mare, poate pentru unii nu chiar un pic, dar totuși pentru un an sunt niște bani acolo, poți să faci ceva cu banii ăștia până la urmă pe un an. Deci și eu sunt destul de surprins, sincer nu mă așteptam, v-am zis ca și spoiler în ghilimele, eram sigur că cel puțin numărul de vizualizări a scăzut, dar nu mă așteptam ca venitul să fi crescut. Asta se datorează, v-am zis, din cauza că RPM-ul a crescut. Deci RPM-ul este ceea ce vă interesează. CPM-ul, pentru cei care nu știți, CPM-ul este practic cât plătește o companie pe 1000 de vizualizări pe canalul tău și RPM-ul este efectiv cât îți dă YouTube-ul ție pe 1000 de vizualizări, da? Deci vedeți că este mai puțin de jumătate cumva. Acum, bineînțeles, vreau să văd și de la voi în rubrica de comentarii, vreau cei care aveți canale de YouTube monetizate și chiar YouTuber mai mari, dacă se uită la acest clip și vreți să fiți transparenți și să vă spuneți acolo numerele pe anul trecut, de ce nu, chiar sunt foarte curios să le văd acolo în rubrica de comentarii. Și bineînțeles, haideți să ne uităm puțin și la alte câteva statistici. De exemplu, topul videoclipurilor cu cele mai multe venituri, vedeți că cele mai multe venituri au venit din videoul cum se face un website și apoi cum se face un magazin online, deci ca să vedeți clipurile educative, clipurile care aduc o oarecare valoare și din care poți să înveți ceva, tutoriale în general, aduc mai mulți bani decât un clip de genul virus și abonaților de pe Discord, deși și acest clip a adus mulți bani, dar asta din cauza că a avut foarte multe vizualizări. Și totuși, ca să vă arăt că nu contează așa de mult numărul de vizualizări, de exemplu, să compar clipurile astea două, da, și veți vedea că virus și abonaților de pe Discord a avut mai multe vizualizări, dar totuși cum se face un magazin online a avut un venit mai mare, deoarece efectiv RPM-ul a fost mai mare pe un astfel de clip educativ. Și haideți să vedeți, acest clip a avut 42.000 de vizualizări și a adus un venit de $162 și clipul acesta a avut 79.000 de vizualizări, adică aproape dublu, și totuși a generat doar $130. Deci asta este încă o chestie care e foarte interesantă din punctul meu de vedere. Și iarăși, câți bani faci la 1000 de vizualizări pe YouTube? Un clip iarăși cât de cât educativ, să zic, care oricum n-a adus atâtea informații ca clipurile astea două, dar totuși asta e destul de interesant. Și putem vedea aici, bineînțeles, statistici legate de tipuri de anunțuri, tipuri de anunțuri care au adus un procentaj mai mare din acest venit, de exemplu anunțuri care se pot închide, sunt efectiv anunțurile acelea de 5 secunde la care poți să dai skip și urmează apoi anunțuri fulgeri cu 14,4%, anunțuri video care nu se pot închide 7,5%. Sincer, chiar sunt curios să-mi spuneți cam câte anunțuri din astea care nu se pot închide puteți vedea, pentru că eu n-am văzut foarte multe, ci de am și YouTube Premium, dar și când n-aveam YouTube Premium, foarte rar am văzut anunțuri care nu se pot închide. Sunt curios dacă în perioada asta sau în ultimul an au apărut mai multe astfel de reclame. Și asemenea anunțuri grafice, care cred că sunt ori anunțurile care apar în timpul videoului ca o bară jos pe video sau undeva în dreapta. Și necunoscut 0%, nu știu de ce am mai pus secțiunea asta, nu am putut clasifica acest tip de anunț. În partea din stânga avem sursele de venit, adică venitul estimat din anunțuri este undeva pe la $4,900, efectiv venitul care a venit din reclamele care au fost vizualizate de cei care s-au uitat la clipurile mele, iarăși venit din YouTube Premium. Cine s-a uitat cu YouTube Premium fără să vadă la reclame pe canalul meu a adus totuși un venit asupra canalului meu de $227. Și de asemenea venit din tranzacții, asta înseamnă super chat, membrii și așa mai departe, și asta dacă avem mai multe statistici ce ar mai putea fi. Doar atât, astea sunt cele trei categorii și mai jos avem și detalii despre tranzacții. Da, membrii canalului $76, vedeți că n-am făcut prea mult din membrii, oricum n-am promovat foarte mult chestia asta, efectiv nu mă interesează foarte mult cine are sau nu membru, bineînțeles cei care v-ați luat membru apreciez foarte mult și vă mulțumesc. Apropo, cei care aveți membru aveți și un rol special pe serverul de Discord la care aveți, bineînțeles, link în descriere, serverul de Discord care este partener Discord, deci e un server destul de măricer. Super chat $39,88, totuși ceva ținând cont că n-am prea făcut live-uri, și super stickers, wow, deci cred că a fost o singură persoană pe un live de-al meu care a folosit super stickers și uitați că a adus un mic venit și din chestia asta, și practic astea sunt cele trei categorii din care am făcut bani în anul 2021. Acum hai să ne uităm totuși puțin care a fost ziua în care am făcut cei mai mulți bani și a fost aceasta, miercuri 4 august 2021, 30
$39.77, urmată de 13 iunie, $38, dar oricum veți observa că veniturile cele mai mari au fost undeva începând din luna martie până prin luna septembrie, apoi din septembrie a cam început să scadă treaba, cumva, oarecum, dar nu într-un mod atât de drastic, să zic. Ce vreau să spun ca și concluzie la acest clip, nu mă interesează foarte mult veniturile din YouTube, vedeți că nu sunt sume mari, adică $5.000 într-un an înseamnă undeva pe la sub $500 pe lună, deci nu e o sumă mare deloc. Banii ăștia, dacă ar fi doar banii ăștia, abia ai putea trăi într-o lună. E practic un salariu un pic mai mare de un salariu minim în România, dar bineînțeles că sunt recunoscător pentru că pot face asta, pot posta clipuri pe YouTube și să scot și anumiți bani din chestia asta. E foarte, foarte tare și vă sunt recunoscător celor care îmi urmăriți clipurile. Dar ce vreau să zic este că pentru mine nu sunt cei mai importanți banii, pentru mine cel mai important este să aduc și entertainment și oarecare parte de educație în clipurile mele. Ați văzut că încerc să vă avertizez cu privire la tot felul de virus și tot felul de schemuri și așa mai departe, să vă învăț diverse chestii prin anumite tutoriale. Asta încerc să fac eu pe canalul meu și sper că cei care urmăriți acest canal zi de zi, să zic, deși nu postez zi de zi, ați rămas totuși cu ceva de aici, ați învățat câteva chestii, pentru că trebuie să recunosc, odată cu acest canal, cumva am crescut și eu, am crescut și experiența mea în ale internetului, deoarece imediat după ce am pus mâna pe un calculator cu internet, nu cred că a trecut un an, doi sau ceva, maxim oricum, și am început să fac YouTube și pot să zic că nu aveam experiență, nu știam foarte multe lucruri. Pe parcursul timpului am crescut și eu alături de voi, am învățat din anumite greșeli pe care le-am făcut. Pot să vă dau un exemplu. Făceam live-uri în care încercam, în ghilimele, să trolez scammeri de pe Steam, care încercau să dea scam cu skin-uri și așa mai departe, și am luat chiar eu un scam, în sensul că un băiat a reușit să mă infecteze cu un keylogger și era foarte aproape să-mi fure și contul de Steam, un cont de Steam care valora totuși cât de cât, aveam aproximativ $140 inventar, deci era o sumă cât de cât pentru vremea aceea. Și asta a fost și pe live, poate vă las un link în descriere sau dacă uit eu, poate mi-amintiți voi în comentarii să las un link în descriere către acel live, pentru că a fost foarte amuzant și pe live-ul am învățat că nu trebuie să mă joc cu lucrurile astea, trebuie să fiu mult mai atent și chestia asta vă recomand și vouă. Știu că am vorbit foarte mult în acest video, dar totuși sper ca subiectele pe care le-am atins în acest video să vă fie cât de cât de folos și să fie rămas cu ceva din acest video. Dacă aveți alte întrebări, lăsați-mi-le în comentarii, sunt foarte deschis să vă răspund și abia aștept să văd comentariile voastre. Și de asemenea, v-am zis, lăsați câte multe sugestii de videouri, ce tipuri de videouri ați vrea să mai vedeți pe acest canal, poate ceva mai diferit față de ce am făcut până acum, pentru a încerca, de ce nu, să diversificăm acest content, bineînțeles, rămânând în area asta de IT, nu vreau să mă distanțez de ea, pentru că, la urmă, la asta mă pricep, e singura chestie la care mă pricep cât de cât, nu pot să zic că sunt expert, dar sunt gata să învăț oricând și cred că asta e cel mai important, până la urmă, în orice domeniu, să fii gata să înveți și poți ajunge la un anumit nivel. În concluzie, nu uitați de like și subscribe, m-ar ajuta foarte mult să lăsați acolo un număr cât mai mare de like-uri, ar ajuta mult și acest canal și, de asemenea, dacă vreți să vă abonați, să activați și clopoțelul, ar fi super, super tare. Eu am fost Emi, vă sunt pe canalurile gratuite, vă mulțumesc pentru vizionare, până data viitoare, vă zic la revedere!